Bine, m-am găsit la un nou gameplay. De data asta avem Counter-Strike Point Blank sau Black Point. Un CS pe care îl puteți juca și cu boții. Pargeți harta, setați numărul boților, nivelul de dificultate, easy, normal, hard, expert. Informații despre serverul în modul offline, despre boți, dacă pot folosi pistoale și gunuri, SMG-uri, unde cum să se alăture, radio, adică cum comunică între ei. Foarte frumoase aceste sunete. Acest sunet. La internet aveți servere românești. Fără lag. Jucători mai mereu. Încărcarea jocului este interesantă. Îmi place. Un CS modificat din toate privințele. Și aici meniul de alegere este frumos. Blue team, win. Blue team-ul. Bomb has been e frumos. Modelele arată bine. Aici o să fie o problemă la shopping, deoarece multe arme nu merg decât în modul offline, adică cu boții. Și se pare că greu cumpărăm o armă B4-3, nu merge. Va trebui probabil să folosim meniul Old Style B4-3. Cu a trecut timpul. Da, va trebui să schimbați meniul pentru a putea achiziționa arme pe internet, adică pe servere. CS-ul este făcut și pentru boți. Aveți acolo mai multe moduri cu zombie și acolo puteți cumpăra acele arme care le puteți cumpăra. Din ce văd, armele nu sunt modificate. Cel puțin în modul online, poate în cel offline. Ținta la AWP modificată. Texturile hărților nu sunt modificate. Asta înseamnă un FPS ridicat. După cum vedem, 100. Tabelul cu scor este puțin modificat și el. Serul găsiți pe resursecs.com. Mai multe despre el nu am ce să vă spun. Dacă doriți informații, intrați pe site sau întrebați pe YouTube un comentariu și am să vă răspund acolo. Cam atât. Toate cele bune. La revedere!